Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou experiment. Astăzi vom pune 10 litri de spumant în piscină. Abia aștept să văd cum se vede piscina plină cu spumă. Sunt aici cu Alex care mă filmează, deci nu rămâne decât să luăm fiecare bidon și să-l punem în piscină. Nu uitați să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Aceasta știu că este seria voastră preferată și vă place. Vara asta vom face multe chestii în piscină. O să pun și gheață carbonică pentru că foarte mulți dintre voi așteptați chestia asta, însă aveți răbdare, le facem pe toate pe rând. Nu uitați să-mi dați un follow și pe Instagram la Marius Bogdan, apare undeva aici. Gata, punem camera acolo, ne dezbrăcăm și ne băgăm în piscină să vedem ce o să iasă. Apa e perfectă, e undeva ora 19, însă apa este destul de caldă și e, de fapt e perfectă pentru baie. Cum e? E bine, nu? E bine, bine, chiar e bine. Deși afară pare înorat, se anunță ploaie, dar nu asta contează. Important e că apa e destul de caldă. Bă, ia și tu, iau și eu și hai să vedem. Mamă, dar s-a făcut ceva spumă. Să faci, trebuie să o mai agităm? Da, da, da. Hai să facem așa zi. Stai, stai așa să-l pun pe tot. Așa trebuie să facem. I-ai pe la fund mult, știi? Da. Noi am pus ca nebuni, trebuia pus și trebuia amestecat. Dar uite ce tare, ia uite. Asta e cea mai mare baie pe care am făcut-o. E cea mai mare baie. E cea mai mare cadă. Vă iau aici cu mine să vedeți și voi. Mamă, ce fel se vede, vezi ce tare se vede? Nu uitați de like acolo, să strângem cât mai multe like-uri. Alex. Mă-s Crăciun. Uitați, apăsați butonul de like. Ce aluneci. Ăsta-s eu la 60 de ani, făcând vlog. Ce aluneci la fund? Aluneci la fund, pentru că da. Nu s-a dus tot. Dacă nu mai dăm din picioare, se face și mai multă spumă. Hai că pun acolo camera, mi-e frică să nu fac vreo belea, că după nu mai am să mai fac experimente și vloguri și... Ia. Tot ceva de genul ăsta, doar cu colorant alimentar, să iau undeva la 50-70 de sticluțe și să pun în apă să se facă apa roșie. Însă vedem, să-mi spuneți acolo dacă vreți să fac și chestia asta, pe lângă multe altele. Da. Se vede bine? Nu știu cât de dreaptă e, dar... Na. Facem așa ca nebuni 10 minute, mai puțin aici. Da, ce de bună. Mă pun aici, ca un par de mâini, de mâini faci, cel mai bun. Așa faci, vai. Mamă! Hai! What the fuck? Mamă! Cred că acum e cea mai multă. Da. Uitați ce e aici! Wow! Mă, bă, stai că nu mai mă văd! Unde ești, mă? Mă simt ca în zăpadă!
Deci dacă te lași, dacă te lași în fund. Dacă te lași, uite puțin. Bă. Bă, dar nu mai aud, mi-a intrat în ureche. Mamă, dar cât ești nebun la cap. Uite cât a ieșit. Trebuie să țin camera cât mai departe. Sincer vă zic, nu mă așteptam să iasă așa multă. Dar ce mișto miroase, nu? Bine, e cam periculos pentru că să ai grijă să nu bei apă din asta, da. Pentru că nu-i bună, îți dai seama. Ok, cam ăsta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Apăsați acolo butonul de like să strângem cât mai multe like-uri. Dați și un share pe Facebook. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Marius Bogdan. Cu voi astăzi a fost Bogdan și Alex aici în spate, iar noi ne vom revedea la următorul video. Pa! We'll be right back.